Mulțumesc, Tudor. Sigur că aici concluziile care s-au desprins, într-adevăr, sunt în jurul acestei teme relativ complexe. Reflectând acum la pregătirea acestei conferințe, materiale care Costea mi le-a trimis acum 10 zile, recomandate de profesorul Popovici, bunoară cartea lui Hartmann Nicolae față de, ființa spirituală, ce găsim acolo, sau axiologie, valori, estetică, etc., presupune, cum spunea aici domnul profesor Arthur, o cultură enciclopedică și mai ales studiarea lui Kössler, acest aport vis-a-vis de unii termeni, cum sunt holonii și raportul ăsta parte întreg care apare, cum spuneam, în ultimele lucrări și chiar legătura cu neuroștiințele, unele modele se infirmă, actele confirmă, bunoară, spunea și domnul profesor Arthur despre formula Black-Scholes, care după criza asiatică s-a mai conformat sau aceste modele ale băncii centrale, sau critica pe care o fac autorii raportului acesta din 2013, Parimentarea Naturii, oare de ce economiștii țin mai departe la teorii și modele economice vechi și în jur totul se dărâmă. Deci ceea ce se întâmplă uneori te ia prin surprindere, chiar dacă se fac unele progrese, cum au fost și în zona Daniel Kahneman, în acest filolog laureat Nobel în economie, pentru a explica alte decizii în economie, poate nefundamentate rațional. Oricum, ignorarea realității conduc la aspecte care sunt semnalate în aceste riscuri negestionate. În oară, fenomenul Occupy Wall Street este o reflectare a acestei tendințe globale în economie, și însăși sensibilitatea acestui cuvânt sau, cum spunea domnul profesor, de stabilitate. Asta fie stabilitatea sistemelor sociale sau, de fapt, stabilitatea unui sistem care îl studiam și eu din ecuațiile lui Marx, dacă după formula lui Lyapunov sau alte formule este stabil sau nu, cel de reproducție pe care, până la urmă, obținem un sistem dinamic, ecuații dinamice. Deci, îmi place că astăzi a făcut o baie de asemenea modele, concepte, cât și teorii, care de la nostalgia studenției mele anii 65, când cibernetica n-a mai fost, o știință imperialistă. Pseudoștiință. Exact. Și începând cu anii 65 a crescut așa ca, să spunem, preocupare și școala noastră în care unul dintre pionieri este domnul profesor Arthur. Mă gândeam la aceste sisteme complexe când domnia sa încerca să spargă modele de sute de ecuații matrici, de fapt în submatrici, pentru a putea crea modele de programare. Acum dau cuvântul din sală, dacă aveți întrebări către exponent, către orator și comentarii, reflexii personale asupra unei idei sau da, parte. Da, fiindcă am terminat un pic mai devreme, vreau să mi-am adus aminte al doilea comentariu de ce era legat, era ideea de utilitate totuși a matematicii în economie, în științe sociale. Cred că există o utilitate a ei, dar nu folosită predictiv științific vorbind, dar este foarte utilă atunci când ne uităm la niște lucruri istoric, deci se poate folosi, cred în utilitatea ei. Și în același timp, bineînțeles, modele care pot fi folosite, dar antreprenorial, deci cineva care vrea să folosească modele matematice pentru a prezice ceva, sunt convins că poate să o facă și poate să o facă cu profit. În schimb, ceea ce contest, sau să conturez, să spun, să subliniez încă o dată, că ceea ce ar contesta școala austriacă este caracterul științific al unor astfel de modele. De ce?
Pentru că științele, acțiunea umană exclude ideea de constant. Deci cum vă să